Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Deală Dimineții, la Hunedoara 1 TV. O dimineață de septembrie frumoasă, nu foarte răcoroasă, plăcut afară, să sperăm că și astăzi ne bucurăm de lumina soarelui pe cer, ca și ieri. Ieri am putut să stăm la terasă, a fost o zi minunată, să sperăm că și cea de astăzi va fi la fel. Acum, ajungem să plângem după zilele călduroase de vară, pentru că începem să dăm drumul la centralele electrice. Nu, pe gaz. Da, și electrice. Începem să dăm drumul la căldură în locuințe și probabil de luna viitoare facturile noastre o să crească. Dar, până la urmă, ăsta e rostul. Am avut noi odată un președinte, spunea că iarna nu-i ca vara, să nu uităm niciodată că iarna e frig, vara e cald, toamna plouă, oamenii sunt ca vremea și vremea e ca oamenii. Ca să rămânem într-o atmosferă de râs și de glumă, că doar suntem la matinal. Somnoroși, cred. Bună dimineața. Bună dimineața. Suntem somnoroși? Wow. Wow. Puțin. E puțin. Alături de mine în studio, în această dimineață, nu avem roboți. Avem pe cei care fac roboți și pe cei care îi îndrumă pe tinerii care fac roboți. Domn profesor Sorin Stănculescu, bine ați revenit la noi la Deală Dimineții. Bine v-am regăsit. Nu ne-am văzut de mult, de prin primăvară, era cred. Era să nu ne vedem azi dimineață. Era să nu ne vedem azi dimineață. Noroc că ne-am întâlnit și ieri în oraș, da. Și v-a reamintit că emisiunea nu începe la 8, începe ne-a la 7. Ne-a salvat tineretul. Da, da. Luca a fost cel care ne-a salvat. Luca Noaghi, din clasa 10A, de la Colegiul Național Decebal, dragii mei. Știm cu toții că Colegiul Național Decebal excelează în foarte multe domenii. Știm cu toții că venim de foarte multe ori cu materiale de acolo. Îl salutăm pe domnul director Florin Marin Ilieș. Cu siguranță e cu ochii pe noi, nu-i scapă nimic, e așa ca un vultur cu ochii pe noi de fiecare dată, dar e un prieten al emisiunii noastre, să știți, și când nu sunt invitați de la Colegiul Național de Cebal. Îl salutăm și eu și Rosi. Și îl salut și eu pe Rosi. Bună dimineața, Rosi! Bună dimineața! Îl salutăm pe domnul director, da? Îl salutăm, bineînțeles că e prietenul nostru. Rămânem și pe Facebook, așteptăm mesajele dumneavoastră, imediat o să dau citire, sunt convinsă că deja sunt mesaje. Mergem în această dimineață într-o lume frumoasă, spun eu. O lume frumoasă pentru că cu toții știm că planeta noastră, asta pe care trăim, dacă nu știți, ea noastră, încă, până dă mortul, planeta, noi funcționăm pe ea. Are nevoie de momente de pace și de liniște uneori și ați văzut că atunci când o obosim foarte tare, planeta și-a singură dreptul, așa cum a făcut în 2020. Au fost acele 3 luni de zile în care a zis, stați în casă, că vreau să respir. Și uite că sunt oameni care au învățat o oarecare lecție din toată povestea aceea și parcă pe fiecare zi, în fiecare zi vedem tot mai multe mașini electrice, chiar și în România, unde nivelul de trai nu e unul tocmai ridicat, așa ca în țările astea dezvoltate. Și totuși, vedem din ce în ce mai multe mașini electrice. Cei care aleg să-și cumpere o mașină în zilele de astăzi, aleg ori un hibrid, ori o mașină electrică, domn profesor. Ne ajută să respirăm mai curat, a știți teoria aia așa, e, mașinile astea electrice vor înlocui la un moment dat mașinile tradiționale? Îmi place un film, Eu, robotul, după o idee a lui Asimov, cu Will Smith, și acolo în lumea aia toate mașinile sunt electrice. Probabil ne mai trebuie până acolo, dar cred că da, cred că vor înlocui la un moment dat mașinile astea alte pe combustibil, dar e puțin mai încolo, nu-i chiar acum, poate în secolul următor.
Însă trebuie făcute foarte multe lucruri pentru a rezolva această problemă. Eu sunt sceptic că va fi mâine, dar odată va fi. Până atunci vor mai trebui să lucreze generații de copii, să treacă, să mai facă roboți, să mai facă mașini, să mai aibă idei. Și de ce facem evenimentul ăsta? Pentru că e vorba de evenimentul de sâmbătă, roboți și mașini electrice, pentru că este o problemă actuală, este un curent actual să existe mașinile astea electrice la un nivel destul de mare. Eu mă gândesc la anii 80, nu neapărat 70, când se vorbea de mașina electrică, dar se vorbea și de moartea mașinii electrice înainte de a se naște, era ideea asta, pentru că, bine, era vorba de oamenii care dețin petrolul, bogățiile și mai departe, și care n-au dat curs la mașina electrică să ia avântul pe care îl are acum. Acum este un curent spre mașina electrică și se vor schimba foarte multe lucruri geopolitic și mai departe, dar încă trebuie făcute foarte multe lucruri ca să devină sustenabilă povestea. Voi interveni la un moment dat să spun ce am crezut eu la un moment dat și ce mai cred încă, dar probabil că vom trece la mașini electrice, la masivă. Mașini electrice sau mașini cu abur, fi, pentru că există multe variante. În teoria conspirației se spune că apa va fi cel mai scump combustibil de pe planetă până la urmă. Te merge și într-acolo, oxigenul are o altă putere și să nu uităm că până la urmă, dacă au dezvoltat un motor cu abur în vremea lui Charlie Chaplin, mă gândesc că acum la nivelul tehnologiei ar putea să... Nu va mai fi cu abur neapărat, dar va fi probabil cu hidrogen, cu oxigen, cu asta. Așa. Da, depinde. Da, cred că puțin ne depășește ideea ce va fi în loc de sau eu știu cum. Se lucrează, dar probabil că electricitatea își va face treaba numai să avem de unde, să nu se răzbune natura pe noi și să ne ducă în evul mediu și atunci va fi căruța și cu calul dacă îl vom mai avea. Nu? Dacă nu suntem atenți. Să nu fim atât de pesimiști. În 2035, dacă nu vorbesc prostii, există un proiect, nu știu dacă s-a aprobat, la un moment dat domnul europarlamentar Winkler vorbea despre el anul trecut, la nivel de Parlamentul Europei se discuta că din 2035 mașinile tradiționale să fie înlocuite cu mașini electrice. Încă nu cred. Să sperăm că ne mai amână puțin, pentru că eu stau să mă gândesc la mașinile electrice care încă nu sunt stabile, trebuie să fim cu totul realiști, acele baterii care sunt folosite încă mai explodează, mai vedem și autobuse, mai vedem pe net și mașinuțe care mai au foc câteodată, că na, asta e până la urmă și farmecul internetului, dar pe partea, da, vorba lui Rossi, și eu îl situa la foc și era pe benzină, până la urmă asta ține de, cred că și de fabricație. Ce știi tu despre o baterie, Luca? Eu sunt foarte curioasă cum înțelegi tu o baterie. Eu am lucrat într-o multinațională, printre cei mai mari producători de baterii din, nu putem să dăm numele, multinațională nu mai vinde telefoane, dar produce încă baterii. Nu pot să-i fac reclamă. O anumită companie aeriană foarte mare zboară cu acele baterii. Ce știi tu despre o baterie electrică? Adică un tânăr care e în clasa 10-a la un liceu de renume din țară, nu doar din județul Hunedoara, pentru că voi sunteți unul din colegiile cotate la nivel național cu foarte mari performanțe. Ce știe un elev despre o baterie? Cum ai descrie tu astăzi o baterie? Așa. Cred că m-aș putea uita la o baterie, mai ales legat de subiectul de mașini electrice sau de robotică în cazul meu, ca
în fel inima circuitului și a mașinii, de acolo se pornește, este o sursă foarte mare de alimentare, cât și la robot este la fel. Deci, practic, bateria este printre cele mai importante componente. Și mai face și infarct câteodată bateria așa. Și are memorie chimică, care... dacă nu încarci complet la un moment așa ce aminte cât vrea ea. Exact, în cazul în care este supraîncărcată sau nu este utilizat în condiții optime, bineînțeles, pot să apară și de ce nu probleme. Dar cam așa aș vedea o baterie sau aș descrie-o astăzi. Pentru că ne doare. La un moment dat am avut niște mici necazuri. Mergea totul foarte bine și la sfârșit inimioara a făcut infarct și ne-am trezit că nu mai merge. Da. Deci este, dacă o vede sub forma asta, este bine și trebuie să aibă grijă de ea, trebuie să-i facă tratamentul și trebuie să-i facă întreținerea așa cum trebuie. Da. Da, este. Dacă o vedem așa sub această formă, da. Roboței cu care noi credem că acești copii se joacă, pentru că noi credem, încerc prin fiecare emisiune pe care o fac cu elevii de la Decebal sau de la Hunedoara, de la robotică sau de la Lupeni sau de oriunde, noi credem că acești copii se joacă. Da, vă spun de fiecare dată, copiii ăștia nu se joacă, copiii ăștia chiar cred în proiectele lor, iar acei roboții pe care ei îi creează, mulțumesc Rosie, avem imagini de la competiții, acei roboții vor deveni, chiar dacă ei nu au forma pe care noi ne imaginăm, ne-am uitat la filme SF și roboții pe care noi ne imaginăm, o acab, mâini, vorbesc, ne aduc paharele cu apă, roboții ăștia pe care copiii ăștia îi creează la echipele în cadrul clubului de robotică la Colegiul Național Decebal și mi-a notat să nu greșesc, Decebal Tech și Dark Energy, că și ei sunt două echipe care sunt concurente, dar de fapt sunt aliate. Mai ajungem și acolo să povestim despre asta. Roboții aceștia pot să aibă oricâte brațe, pot să facă orice, dacă acele baterii electrice nu sunt de calitate. Până la urmă, cred că piesa cea mai importantă dintr-un roboțel e o baterie. Greșesc, Luca? Nu, așa este, pentru că de multe ori, de exemplu, am avut probleme cu mecanismele de pe robot fiind prea complexe, sunt un consumator mult prea mare și atunci ghinion, noi nu putem să le implementăm dacă nu avem destulă baterie la urmă. Bun, în luna aprilie a acestui an ați avut o întâlnire foarte frumoasă cu inginerii adevărați care creează mașini electrice. Sau care dețin mașini electrice, sunt pasionați de mașini electrice, da? Așa, nu putem să spunem mărcile, foarte multe mărci de mașini cunoscute, la care noi ne uităm cu jind pe stradă. Elegante, frumoase, grele, mari, am văzut SUV-uri care merg pe baterii electrice, la un tonaj deja considerabil, vedem poze, nu vedem mărcile, le-a mascat Rossi, mulțumim. În luna aprilie ați avut o întâlnire cu profesioniști, să spunem așa, care au pus boliz în mișcare cu baterii electrice. Dan Buboiescu, coordonatorul proiectului Electromobilitate, a venit din America, am înțeles, dacă mi-am făcut eu bine temele, să se întâlnească cu voi, cu elevii, un eveniment dedicat elevilor de la Colegiul Național Decebal. Am înțeles eu din căutările mele că totul a început în urma unui dialog online între voi și acești profesioniști, să spunem. Ați avut întrebări, ați vrut să aflați mai multe? Cred că dialogul de care este vorba a fost un eveniment făcut de noi numit Steam Engine, în care am adunat mai mulți speakeri din diferite domenii STEAM, Science, Technology, Education, Arts and Mathematics, și i-am rugat să țină cum ar veni un speech despre ceea ce domeniul lor de activitate. Și domnul Dan Boboescu a fost interesat de acțiunea noastră, de inițiativa noastră și astăzi avem, uite, încă un eveniment cu el, foarte aproape.
21 septembrie o să venim și cu afișul, dragii mei, în Piața Unirii, după ce Rosi ne mai rulează pozele și rugăm, așa, mulțumim, roboți și mașini electrice. 21 septembrie, adică sâmbătă, începând cu ora 10, până la 12, până la ora 12. Probabil că va mai dura mai mult, dar asta era intervalul orar în care vrem să fim acolo. Vom fi și noi cu roboți, cu 1-2 roboți, da, de început, și îi vom pune să se miște pe acolo cu ajutorul bateriilor electrice, printre altele. Asta este oarecum legătura cu, să zicem, cu evenimentul, dar în același timp roboții pot să fie legătura cu modul în care la ora actuală se fac mașinile, nu numai cele electrice. Ele sunt în fabricile mari și asamblează mașinile, asamblează bateriile și așa mai departe. Deci există o legătură și de aici a fost și prima idee a conexiunii între noi și ideea de mașină electrică. Ce vrem de la evenimentul respectiv, printre altele, pe lângă ideea de mărci, noi vrem să aducem la cunoștința oamenilor din oraș și a elevilor care vor veni ideea de mașină electrică, pentru că este de actualitate, să se vadă de aproape și să se pună întrebări, pentru că aici este ideea asta, că există reticență sau există o entuziasm pentru mașină electrică, și aștept ca oamenii să pună, profesioniștilor, celor care dețin mașinile astea și care știu multe despre ele, că nu le-au luat degeaba, să pună întrebări. Și dacă sunt mai, să zicem, mai profunde și dacă sunt mai incisive, să pună întrebări și să se încerce să se lămurească, pentru că vor fi oameni pro și contra. Numai să fie un dialog frumos. Dar de ce ar putea exista reticență? Pentru față că, de așa cum așa, o să vedeți și dacă în momentul în care vom începe să discutăm despre roboți, există oameni gică contra care zice, voi învățați pe roboții ăștia să, adică faceți roboți și după aceea ne înlocuiesc pe toți și nu va fi chiar așa. Un robot nu poate să înlocuiască empatia unui om. Că poate ne iau locurile de muncă, că nu, ce să facem cu ei, că o să ne conducă așa mai departe. Este încă o idee preconcepută a unor oameni care probabil ori n-au viziune, ori sunt foarte împotriva la orice. Acei deci, oameni, eu vin cu o recomandare, acei oameni care sunt împotriva roboțăilor... Poți să schimbi de postul. Nu, pot să se ducă, îi luăm frumos, le oferim 2 ore de muncă bine plătită, bine plătită, plătesc eu, și să descarce un camion de marfă. Da. Adică da, o muncă bine plătită. Adică bine plătită, dar cu un efort, și să vedem câți bani cheltuim pe urmă cu sănătatea cuiva. Adică haideți să nu intrăm, nu o să ne servească niciodată la bar un roboțel, dar mi-ar place să-l văd să spele paharele, să aibă barmanul timp să socializeze cu clientul. Greșesc, Luca? Nu, așa este, și cred că roboții tocmai de asta sunt foarte utili și să înlocuiască activitatea omului în domenii ori periculoase, ori, nu știu, în munci repetitive. Da. Acolo cred că... Da, s-ar putea, da, tot mintea umană, să creeze roboți care să facă lucruri și mai complexe. Deci, să opereze. Da, să opereze. Eroarea roboților va lua... Tu și roboții dau... Și mașinile au defecte, să nu exagerăm. Și nu sunt perfecte. Și da, nu sunt perfecte. Și roboții dau erori, dar numărul erorilor date de roboți într-o operație față de numărul erorilor date de mintea umană sau mâinile unui medic care are și el viață, poate să tremure, se ceartă, poate să fie obosit, cu soția, poate să fie, are, da, o problemă, are rate la bancă, i s-a stricat mașina, iubita nu i-a răspuns la SMS, intră într-o stare de fibrilație, robotul nu are. E clar că numărul de erori date de roboți sunt mai mici, statistic vorbind, decât erorile umane. Aia nu înseamnă că ne dorim la intrare la urgență, la oricare
fiecare din spitalele din lume să fim primiți de roboți. Ne dorim o asistentă drăguță care să ne încurajeze, să ne vorbească frumos, să ne explice că avem nevoie de 6 ore. Este o asistentă, un roboțel asistentă, frumoasă, drăguță, făcută drăguță. S-ar putea să fie. Dar e impersonal, așa. Da, e impersonal, da. Da, da. Mi-ar place totuși să nu renunțăm la speranța că oamenii vor rămâne oameni, domn profesor. Și da. Până la urmă nu contează dacă fiecare om va fi însoțit de un roboțel, dacă omul va ști să rămână om până la urmă. Da, 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 depinde de noi, nu? Inteligența artificială, și văd pe unul din prietenii mei că se uită la emisiune, îl salutăm pe Emma, pe Emma Clej, la un moment dat a avut o curiozitate și a dat o căutare pe inteligența artificială, pe site-ul la Deștept, care folosesc. Eu nu l-am folosit încă și nici nu vreau să-l folosesc încă, pentru că nu știu. Și mi-e teamă că s-ar putea să mă cucerească și să mă manipuleze. Acolo, până la urmă, inteligența artificială ne răspunde cu ceea ce noi am căutat, oamenii. Ea se creează și se naște și se dezvoltă, greșesc, Luca, contrazic. Exact, exact, așa. Toate informațiile pe care noi le punem acolo. Ok. Eu sunt una din persoanele care am o teamă, să spunem așa. Nu prea mi-o frici, în afară de Dumnezeu pe pământul ăsta, nu mi-e frică mai de nimic. Adică și furtuna vine de la Dumnezeu, dacă mi-e frică de furtună. Dar nu știu să o folosesc. Și dacă nu știu să o folosesc, dau un pas în spate. Mie personal, domn profesor, mi s-ar părea corect să învățăm să o folosim în favoarea noastră. Asta, ce ziceți? Ideea. Cred că noua revoluție în educație este să putem să folosim tehnologia la, să zicem, un procent mai mare de utilizare și să folosim conștient. Că noi, de fapt, o folosim. Dar noi folosim potențialul și nu folosim conștient în favoarea noastră. Și atunci, inteligența artificială și tot ce e tehnologie, s-ar putea să credem că e mai deșteaptă decât noi. E mai deșteaptă. Nu e mai deșteaptă, e mai informată. Ah, mulțumesc! E mai informată și poate crea senzația de deșteptăciune, dar încă ar putea să... Adică nu cred că ne înlocuiește... Nu ne înlocuiește oamenii deștepți, dar poate să pară că este mai deșteaptă decât noi. În orice parlament din țările dezvoltate, și aici băgăm și România, ne uităm și fără nicio umbră de regret spun asta, că e Franța, dacă urmăriți online și aveți curiozitatea să urmăriți câteva țări, Franța am văzut, e așa, să știți că încep să-ți dai seama când politicienii folosesc inteligența artificială, pentru că vorbesc despre lucruri pe care nu le cunosc. Am da, urmărit din Franța de fața să... lor. Exact, că în momentul în care citesc, da, au un moment de conștientizare și își dau seama că vorbesc prostii și nu știu cum să corecteze. Și am văzut din Parlamentul Franței o fază de genul ăsta săptămâna trecută. Nu merge în Parlamentul României, fraților, că deja aici inteligența artificială e pe ușa de la intrare. Deschide ușa. Luca, o întrebare. Tu ești în clasa 10-a și dincolo de roboței, dincolo de orice tu-ți dorești să faci în viață, nu știu, astăzi, că pe urmă o să ne spui peste vreo 2 ani, sperăm să mai trăim, să vă te întrebăm ce, și o să rămână martor. Care e lucrul pe care tu astăzi, un elev, vis-a-vis de liceu, de ce ți-ai dorit tu, Luca Noaghi, să schimbi în lumea asta? Un lucru, nu... Un lucru ușor care te gândești dacă aș avea putere, aș schimba asta în lume, nu în țară neapărat. Poate fi și în țară, și undeva, și unde vrei tu. Cred că eu... Pentru mine e un gând destul de măreț, nu știu dacă e realizabil, dar sincer mi-aș dori că oamenii să fie mai buni unii cu alții. Cam ăsta e gândul meu.
Pentru că vorbind de tehnologie și de avansul ăsta tehnologic, putem să ne gândim că cine știe dacă în viitor relațiile noastre între oameni vor mai fi la fel, vom mai avea timp să socializăm sau ne vom mai întâlni, nu știu, față în față să socializăm. Și atunci cred că trebuie să învățăm să conviețuim mult mai bine unii cu alții. Pentru că de-a lungul timpului, contrariul acestui fapt a dus la foarte multe probleme și conflicte. Ajungem la lipsa de comunicare. Cearta face parte din noi oameni. Nu mai știm să ne certăm. Exact. Nu mai știm să ne certăm, pentru că acum ne certăm urât. Și fără argumente de multe ori și aducem niște chestii care te mir că au ieșit din gura noastră. Și totul, eu zic că momentul cumplit al declanșator la povestea asta a fost pandemia, în care ne-a trimis acasă și n-am mai putut să comunicăm. Mie mi se pare o tare extraordinară a acestei perioade, în care lumea s-a înrăit suplimentar. E părerea mea că nu mai comunicam dinainte de pandemie. Da, da, aici a fost... Și, da, planeta, eu cred cu tărie în lumea mea, că am eu o lumea mea, dincolo de povestea lui Dragoș Argeșanu, cei care vreți să o aflați, e foarte ușor de găsit, că acea carte în care Dragoș Argeșanu are o altă teorie despre pandemie, nu mai comunicam dinainte de pandemie. Ne-am trezit în casă, frați, surori, mamă, tată, soț, soție, bunici, și nu aveam nicio legătură, parcă nu făceam parte din aceeași familie. Ne-au pus cu forța, să zicem. Ne-au pus cu forța să învățăm să comunicăm. Acum, în perioada pandemiei, lumea s-a împărțit în mai multe fragmente. Unii au învățat să comunice și să devină cu adevărat oameni și s-au trezit la realitate. Alții s-au închis de tot și s-au lăsat cuceriți de energia neagră de care tot povesteam și au rămas, e karma fiecăruia, presupun eu, iar ceilalți au învățat să zboare cu adevărat, pentru că eu am văzut după pandemie oameni care au înflorit odată cu planeta, pentru că au înțeles ce trebuie să facă după ce au ieșit din nou afară și au respirat aer curat. Pentru că planeta cumva ne-a dat o lecție. Uităm mereu, am criticat Țebia, foarte mulți au avut de criticat, încă nu am ieșit. Am câteva poze, dragii mei, pentru cei care ați criticat Țebia de anul ăsta. Eu am fost la Țebia și în pandemie. Și am câteva poze cu acea câmpie goală, dar nu suntem încă pregătiți. Dar într-o zi voi veni cu ele să ne aducem aminte că am uitat să ne îmbrățișăm. Pentru că asta este viața uneori. Mai venim la o altă emisiune cu alte povești. Foarte frumoasă dorința ta, Luca, și mi-aș dori să ți-o împărtășească mai mulți oameni și uite, să știi că se uită foarte multă lume la emisiune. Îi salutăm. Adrian Mureșan ne zice: bună dimineața, o zi frumoasă de la Hunedoara, de la ansamblu. Sorin Tincu, Daniela Enea, bună dimineața, Vasile Enea, Adriana Furcă, bună dimineața, o zi bună, binecuvântată, cu multă sănătate, poftă bună la cafea tuturor. Felicitări, stimă și respect pentru invitatul dumneavoastră, vă mulțumesc anticipat, Doamne ajută. Enea Vasile ne spune: bună dimineața, o zi frumoasă, bună dimineața, instructorul de la Hațegana, de la Hunedoara. Clej Emanuel se uită, Călin Priescu se uită, Alina Monica Cărmăzan ne salută, bună dimineața, e o poveste foarte frumoasă de viață, o să revenim cu ea, Alina. Promit, în curând. Bună dimineața, o zi minunată, vă doresc succes invitațiilor dumneavoastră, ne scrie Călin Priescu. Și mai sunt mesaje, dragii mei, dacă nu le citesc pe toate, înseamnă că nu le văd. Dar până la sfârșitul emisiunii mai să mai dau un refresh. Se uită lumea la noi, pentru că sunt curioși să vadă ce fac copiii de la Decebal. Pentru că acolo la Decebal copiii fac lucruri faine și profesorii, pentru că copiii au nevoie de mentori, așa cum sunt cele două cluburi de robotică care sunt aliați, dar echipe. Un club și o două echipe. Un club și două, nu pot să cred. Un club și două echipe. Da. No,
asta e treabă faină. Am înțeles că ați avut anul ăsta, v-am auzit șușotind, ca mulți doritori să se înscrie la club și la cele două echipe. Da, lăsăm pe Luca să vorbească și de impresia pe care a avut-o legată de momentul ăsta a recrutării de noi membri și hai să vedem. Hai. Că, da, a fost un moment foarte frumos pentru noi, cei de-a noua trecuți acum de a 10-a, să putem la rândul nostru să facem recrutările bobocilor și am fost surprins de numărul mare de copii care au venit și au fost interesați de ceea ce facem noi. Ceea ce este cel mai important este că acești boboci vin fără cunoștințe și vin doar pentru a învăța și vor învăța de la noi toate lucrurile pe care și noi le-am învățat la rândul nostru de la generația trecută și tot așa. Este un ciclu care, cine știe, merge din nou și din nou și din nou. Copiii au fost foarte receptivi, îi așteptăm inclusiv miercuri, am stabilit să ne întâlnim, sâmbătă vor veni la eveniment. Adică miercuri astăzi. Miercuri. Azi, da, exact. Astăzi, în după masă, da. Aceasta vor veni. După masă, da. 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 Ei vin să învețe și vin cumva să fie și ei parte din povestea aceasta pe care, nu știu, poate că au văzut-o de la noi în prezentările din școli pe care le facem, poate au auzit de la noi de pe internet sau poate nu aveau idee și poate, au fost cine curioși. Știe, au fost doar curioși de afișele pe care le-am lăsat sau ceea ce au auzit de la alții. Bobocei sunt atât de dulci când intră în primul an de liceu și au așa o ruptură. Și au pufuleț, da, sunt de-a dreptul. Care au fost întrebările lor? Ai reținut vreuna, două întrebări așa mai deosebite când au venit la voi? Cred că mulți dintre ei în momentul în care vin sunt destul de speriași și sunt destul de timizi. Dar am fost surprins să văd unii boboci care erau foarte familiarizați cu ceea ce facem noi, cu tema jocului, cu robotul de anul trecut și ne-au pus chiar întrebări pertinente și surprinzător de documentate. Ai observat întrebări pertinente? Deci da. El într-un an de zile a reușit să devină expert. Ce vă spuneam? Evoluează ceva fantastic. Și asta e foarte, foarte important. El anul trecut era bobocel. Da. Da. Și anul ăsta deja e un îndrumător pentru un copil care e bobocel. Da. Da, avantajul nostru cred că este acesta, pentru că noi am acumulat cunoștințe pe care colegii noștri mai mari le-au acumulat pe parcursul a 4 ani, deci noi acum în clasa 10 venim cu un bagaj mult mai mare de cunoștințe și sperăm ca acest lucru să se întâmple din nou și din nou, să fim într-o evoluție constantă. Au plecat foarte mulți dintre copii, chiar povesteam despre cum o cheam pe creață, ca iar Eliza, că am tot botezat-o de-a lungul, o salutăm, da, da, da. Dacă se uită la noi pe internet, YouTube, Facebook, sunt în live, ne puteți urmări acolo și în reluare, o salutăm, am înțeles că e la, în Italia, au plecat câțiva dintre copii, mi-aduc aminte la ultima emisiune sau când am fost Raul, Cârpi, da. Și mai mulți dintre colegii lor au plecat, hai să zicem, dintre copii, eu zic copii și acum, dar ei se reîntorc și alumnii de acum 3 ani, de acum 2 ani vin și chiar au avut copii un eveniment, eu n-am putut să merg, că mai sunt și alte probleme. La Timișoara a fost un eveniment foarte important, ei au participat și am avut o echipă de alumni și o echipă de, erau boboci aici considerați, și a fost extraordinar și cel mai important lucru este că ei revin la echipă, revin la club și continuă să fie, așa cum se întâmplă în lume, continuă să fie mentor pentru generațiile care urmează și eu mă bucur pentru că fac acest lucru, pentru că nu se rup de ceea ce le-a dat un imbold în viață, le-a deschis aripile. Cineva și ei vor face la fel. Da. Cine va fi PR în locul Elizei? Oh, mulți sunt. Sunt. Dar, avem dar vor fi, da. avem.
Avem, este Georgiana, este Ana, este greu, mai Sabina. Va fi greu, va fi greu. Liza va fi era, a fost top. Dar vor învăța, vor învăța. Așa vor cum învăța. A învățat Eliza. Acum, bine, fiecare are șarmul lui, dar vor învăța să vorbească, vor învăța să fie oameni de echipă. Da. Aveți pertinentă întrebarea lui Rossi, mi-a șoptit-o în cască, este vreun elev care a crescut pe lângă Eliza și e PR, aveți în echipă sau toți sunt noi? Nu, este trupă de PR, da. Vorbim și despre câte minute mai avem, Rossi, ca să știu, 15 minute. Tema marii competiții de anul acesta în adâncuri și, pe urmă, mergem un pic și la noaptea cercetătorilor pe ultimile minute de emisiune, nu foarte mult, Luca, nu avem afișe. Luca, tu ești în temă, da, sigur. Ești în adâncuri acum. Acum, da, ești în temă cu tema de anul ăsta în adâncuri? Da, anul acesta roboții noștri trebuie să colecteze niște cuburi, putem să le spunem, de diferite culori. Avem cuburile de culori, culorile alianței, roșii și albastre, 20 de fiecare alianță, plus încă 40 de cuburi neutre galbene. Ce trebuie să facă? Albastru, da, știu, da, că e România. Că am și câștigat mondialele cu ocazia asta, poate, cine știe. E pentru noi făcut, da, sezonul ăsta. Să știe. Doamne ajută! Robotul trebuie să ori să le lase în niște coșuri care sunt la o înălțime, cred că maximă de 1,10 m, 1,20 m, trebuie să le lase acolo, sau să le dea unui human player care la rândul lui trebuie să pună ca și niște cleme pe ele. Mai apoi robotul va lua acele cuburi și le va scora prin cleme pe două bare, tot așa puse la înălțime. Și în final, în perioada de endgame, cum se spune, robotul nostru trebuie să se agațe ca sezonul trecut, doar că de data asta la o înălțime mult mai mare. Deci va fi poți să se agațe la două înălțimi și înălțimea cea mai de sus e cel mai bine cotată, da, ca punctaj. Va fi interesant, va fi interesant. Acum am înțeles eu că mediul în care e un mediu creat cu de adâncuri, adică roboțelul vostru teoretic ar trebui să poată naviga pe prin mare acolo terenul este mare și da, asta, dar sigur că nu putem să punem apă pe acolo, că se strică tot roboți. Așa. Dau kicks atunci în apă, da. Să nu uităm și vreau să reamintesc celor de acasă că aceste competiții între colegiile din țară, ei sunt și aliați, e o competiție total diferită de ceea ce noi știm. Mie mi se pare de noaptea minții să îi pui pe cei de la Brad, de la Aurul Brad, să joace cu UTA Arad și pe urmă să se bată pentru asta și pe urmă să-i pui aliați să joace, nu știu, să-i dai la Maxim Steaua să, da, plece cu ea să câștige campionatul european. E ciudat pentru mintea muritorilor de rând regulile acestei competiții. E de noaptea minții, frate. Acum suntem aliați, acum suntem dușmani. Cele două echipe de la Decebal, nu mai vorbim de club. Cele două echipe pot fi aliate, dar pot fi și inamice. În același moment că există un roboțel, un computer care este în zare lui. Acum vă bateți, acum vă împăcați și vă susțineți. E ciudățel pentru noi. E foarte fain. Ei, da, vor învăța da, exact ce spunea Luca. Dorința ta de aici vine, pentru că mergând la astfel de competiții veți învăța să vă ajutați, dar să fiți și în competiție. Așa este. Pentru că până la urmă eu am înțeles de la copiii ăștia că ei sunt competiție ei cu ei. Asta e foarte, da, fain. Dar voi, cu cine vă doriți să fiți aliați? Așa aveți voi o dorință. Ne-am dorit să fim aliați în competiție cu și am dorit să avem cei care câștigă. Sigur, cred că e dorința dintotdeauna. Ori să fim noi tare, cei care câștigă, ori să fim aliați cu cei care câștigă. Dar, da. Pentru că la sfârșit există o,
există momentul ăla al calificărilor, în care suntem tot așa în competiție cu alte echipe și suntem aliate cu alte echipe, dar vine momentul în semifinalelor, când primele echipe aleg și dacă nu ești acolo sau dacă nu vei fi în alianțele care joacă semifinala, începe să -ți pară rău. Da. Și apoi să joci finala. Acolo echipele de fac o alianță de trei și această alianță rămâne sub această formă până se termină jocul și atunci vezi dacă ești acolo sau nu. Și e bine să fii acolo, pentru că atunci poți să fii și campion. Și poți să ai și șansa să mergi mai departe, să fii în America, să zicem, la o competiție mare, unde iar atmosfera este extraordinară. Cine n-a văzut o competiție, chiar dacă, să zicem, n-ai fost în finală, cine n-a văzut o competiție din asta de la FTC sau FRC, că noi nu suntem aici, pierde foarte mult atmosfera care e acolo. Deci, eu zic că atmosfera este fantastică, să te aplaude și dușmanii cu ghilimele da, așa e, da. Și să te susțină în varianta frumoasă, nu cu huiduiel ca la alte sporturi, este extraordinar. Și atmosfera este, să vezi acolo mulți, da. Da. Rosine a adus din arhivă cu, da, da, cu exact ce spunea Luca, roboței se agață, roboțelul de la Decebal Tech l-a zăzut așa frumos, da. S-a agățat. E de la competiția anterioară. De aici, de la dumneavoastră, ați fost gazde sus, acolo în deal, știți unde e strada aia cu genii, unde e și fabrica de talente la Liceu Traian. Vorbim de muzică. Cântau ieri, îmi spune Rosi, se cântă la Traian, nu se lasă oamenii, foarte fain. Dragii mei, ce să zic, noi de-abia apucăm să venim, eu îi mai încurc cu Rosi pe la competiții când sunt aici acasă, că mai mergem în vizită pe la ei, când au întâlniri acasă, că veți fi și gazde. Am înțeles că, virgulă, calendarul nu s-a făcut încă și încă nu s-au înscris fiecare. Încă nu, ne-am unde va fi să vedem, prima întâlnire. Da, da, ne-am întâlnit cu echipele celelalte online ca să discutăm. Există o nouă echipă la Nație prin Educație, la organizația care coordonează tot acest eveniment. Și așteptăm să ne organizeze bine și competiția să redevină frumoasă, adevărată și, cum să zic eu, cât mai corectă. Pentru că orgoliile câteodată scot partea mai neplăcută a echipelor și... De-aia nu suntem roboți. De-aia nu suntem roboți și de-aia este frumos. Da, eu am văzut o fază la un concurs la un moment dat la voi, nu mai știu exact la care, că roboțelul vostru chiar a avut orgoliu. Se dătea să așa și pe urmă țâșnit așa, unde ați avut o revelație. E, și ei au orgoliile, vedeți? Da, da. Dar nu știm de unde vin orgoliile lor. De la cei care îi conduc. Până una alta, roboții sunt conduși de oameni, dragii mei, și la evenimentul de sâmbătă. Și de oameni deștepți, nu? Nu neapărat. Da, ăștia, nu neapărat. Sunt și roboți conduși de alții care nu... Da, aia care dau chips. Suntem răutăcioși, dar suntem pe spirit de glumă. Nu uităm, ne aducem aminte, dragii mei, că sâmbătă, începând cu ora 10, aici pe platou din... din față de la primărie, acolo pe platou, la unde se țin sub privirile lui Traian. Sub privirile lui Traian vom avea mașini electrice și roboți. Și cel mai important, ce credeți că vom avea? Copii, dragii mei, copii! Copii care pun 100 și 1000 de întrebări. Dan Popescu va veni, va fi prezent nu va fi prezent. Da, mai există și părinții noștri care au o vârstă
Și întâmplarea se face că trebuie să aibă grijă de tatăl său, care are 95 de ani. Ce frumos! Și care dialoghează foarte mult cu nepotul. Ce de care este de 6 ani. Ce frumos! Și trebuie să rămână, dar echipa, electromobilitatea are oameni foarte buni și știu să-și preia, să zicem, frâiele echipei și să facă lucrurile foarte frumos. Va fi un, să zicem, un coordonator foarte prezent și foarte de treabă și foarte, să zicem, empatic, activ, empatic, care va veni acum la Deva cu echipa electromobilitate. 5 milioane de kilometri pe drumurile României, astea sunt proiectele acestei echipe, dragii mei, 5 milioane de kilometri făcute de mașinile din acest proiect pe teritoriul României. N-au asfalt, pot fi făcute și la repetiție, Rosi, pe asfalt, de la de un kilometru de asfalt, îl fac de 100 de ori, până le iese numărul. Dar ăsta e proiectul, un proiect foarte frumos. Cei care vor să afle mai mult despre acest proiect, căutați pe Google, găsiți lucruri foarte faine. Și mașini la care eu nu pot să le spun numele, dar foarte elegante și foarte comode și extraordinar de puternice și de grele și din tot felul de materiale pe care noi nu ni le putem imagina. Mă gândeam la o carte pe care am citit-o, Fizica viitorului, al lui Michio Kaku, și mă gândeam la ideea de baterie. El are o viziune așa legată de baterii și pentru dimensiunile bateriilor și pentru capacitatea bateriilor. Probabil că va fi în timp sau cineva va găsi totuși o soluție ca bateria să nici nu mai ia foc, să și fie de performanță, să nu fie nici grea. Și vorbea de nanotuburi și de fibra de carbon și nanotuburile de carbon și fulerenele, o altă variantă a carbonului. El vedea un viitor al unei baterii făcute din aceste fulerene, un fel de, să zicem, ochiuri în care prinde energia, adică electronii, și la capacitate mare și cu, să zicem, masă foarte mică. Și nu iau foc. Aceste materiale nu iau foc. Bine. Era o viziune și această viziune, dacă s-ar îndeplini, să zicem, sau s-ar realiza această viziune, am scăpat de foarte multe probleme ale mediului. Reciclarea, pentru că bateriile se reciclează foarte greu. Eu am crezut că încă nu există sisteme de reciclare, dar există. Însă nu așa de multe cum ar trebui să fie dacă tu vei avea o așa mare aflux de mașini. Vei scăpa de problema realimentării bateriilor, pentru că deocamdată nu avem infrastructura pentru atât de multe baterii. Vor fi, probabil, că în momentul în care vor... Probabil, dar no, mă gândeam la varianta, există în Cluj inventăm o baterie, dacă mai facem. Trebuie să ne oprim, că ne scoate Rosii pe butonii, cu mâna pe buton, că s-a terminat emisiunea. Bine. Top spune. Vom mai vorbi. Nu să ne mai întâlnim, pentru că sunt subiecte și va fi de actualitate, domnul profesor, pentru că a trecut foarte ușor de la nichel, cadmiu, la nichel magneziu, s-a renunțat foarte ușor, s-a descoperit să bateriile aveau memorie chimică. Eu sunt convinsă că la noaptea cercetătorilor, despre care o să povestim în emisiunea următoare, pentru că n-am povestit astăzi și o să venim cu afiș, uite, un motiv să ne întâlnim într-o altă dimineață. Când va fi noaptea cercetătorilor? Săptămâna cealaltă. Cealaltă. Deci o să ne vedem curând. Vineri, săptămâna cealaltă, peste o săptămână de la celălalt eveniment, la evenimentul de acum. O să ne vedem, o să revenim, dragii mei, să povestim cu mici cercetători. Până atunci trebuie să ne luăm la vedere că e gata, mâine dimineață avem yoga. Dacă vreți să vedeți cum facem respirațiile de dimineață, haideți mâine dimineață alături de noi aici, la Deale Dimineții. Vă mulțumesc, domnule profesor. Și noi vă mulțumim. Mulțumesc, Luca, că te-ai trezit cu noaptea în care să ne povestim. Și că m-a trezit și pe mine. Și că ne-a...
V-am pupat, vă iubesc, ne vedem mâine dimineață. Nu uitați, dăruiți, pentru că orice s-ar întâmpla pe lumea asta, cu roboți sau fără, ceea ce dăruim, primim înapoi. Asta e clar, domnul profesor ne-a demonstrat asta nu odată. Și ați văzut și Luca. El a primit anul cu trecut, anul ăsta dăruiește. Deci da, e normal fantastic, să dăruim. Frumos. Frumos. Vă iubesc.